Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Etalare pentru octombrie, vine un pic mai târziu, dar nu-i problemă că avem destule zile pe care să le trăim în această lună. Etalare pe care o fac. Așa voi face după balanța, am făcut scorpion, acum fecioară, probabil că leu sau săgetător urmează, să văd cum simt. Și apoi leu sau săgetător, evident, în funcție de ce fac, vine cealaltă. Merg în paralel pe cele două secțiuni ale zodiacului. În fine, în timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate 10 de monede. 10 de monede pentru mine înseamnă tradiții, semn de pământ, într-adevăr, dar nu obligatoriu. Ideea este că vorbim despre o familie. O familie făcută pe nevoia de stabilitate. Nu este făcută pe pasiuni. Nu este făcută pe dragoste. Asta e adevărul. Vă place, nu vă place, asta e adevărul. Familia aceasta este abundentă, într-adevăr are casă frumoasă, curată, are grijă și de bunici, și de strănepuși, de cățeluși, de poate și cu vecinii se ajută, dar ideea este că cei care au creat această familie au avut nevoie de, au, poate încă în continuare, nevoie de stabilitate. Sunt tradiționaliști, nu vor să iasă din normele societății, nu vor să se descopere mai departe de atât. Asta e și varianta negativă. Probabil că pentru unii nu e obligatoriu să fiți căsătoriți, evident, poate să reprezinte familia din care vă trageți, cultura din care veniți. Aveți de-a face cu tradiții, culturi, da? Într-un fel sau altul. La capătul setului de cărți, 9 de băte. Cineva a trecut prin foarte multe. A trecut prin foarte multe, este supărat, dar vrea să învețe să pună ziduri în jurul inimii sale și în jurul proiectelor, reușitelor. Vrea să învețe să-și protejeze teritoriul într-un fel sau altul, își dorește să se detașeze de necazurile care l-au rănit și l-au adus în halul ăsta de oboseală. Vrea să meargă către zone mai calme. Văd și un nebun, dar nebunul ăsta e urmat de 5 de spade. Da, cineva vrea să facă o nebunie, să iasă dintr-o zonă, dintr-un ambient, dintr-un cuplu, dintr-o situație în care nu s-a simțit foarte bine. A fost rănit, poate chiar și fizic, poate doar verbal, au fost niște jocuri mentale în preajmă, da? Vrea să. Ar vrea. Rămâne de văzut dacă poate. Ar vrea să ia de la zero. Ar vrea să înceapă cu un mic proiect, să-l dezvolte de la 1 la 3, să meargă către împărăteasă, către regele de cupe, să-și găsească sufletul, abundența. Dar e dispus să muncească. Însă. Pentru cei care își doresc să ia de la zero, încă sunteți oarecum. Nu vă văd încă, totuși, având curajul. Poate să fie doar o nebunie, nu nebunie în sensul adevărat al cuvântului. Nu aveți suficientă credință. Ați dori să o luați de la zero, dar nu aveți suficientă credință. Poate că unii dintre voi începeți o nouă etapă, asta pentru că aveți 10 de monede și împărăteasa care reprezintă mama voastră sau soția sau mama copiilor, da? Unii dintre voi încercați să colaborați cu mama copiilor voștri, cu soția, cu mama voastră. Să încercați o nouă etapă în această familie, să o remodelați. Încercați. E frumos, într-adevăr. Pentru că dacă încercați, puteți să transformați. Puteți să transformați această relație tradițională într-una mai frumoasă. Dar, vedem și ce alte cărți apar. E acolo o problemuță.
Dintre mesajele de la îngeri, ce va veni, dragii mei, cu Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent, ce alte planete mai aveți? Demonstrați dragostea. Demonstrați că iubiți. Oamenii, unii oameni din jurul vostru așteaptă demonstrații, nu doar cuvinte, pentru că majoritatea celor cu marcaj în Fecioară adesea vorbesc pentru că e Mercur cel care guvernează. Și nu zic că toți sunteți, așa, depinde și de sinastria voastră. Dar calitatea Fecioarei este să demonstreze zilnic cu fapte mici și practice, să demonstreze dragostea. Și nu toată lumea, ăsta e adevărul, nu toată lumea își manifestă calitățile zodiei. Nu toți. Unii da, alții ba, alții rămân doar cu vorbele, cu Mercurul acela. Dacă manifestați casa a șasea, a muncii și a obiceiurilor și a ritualurilor de zi cu zi, da, puteți acolo să demonstrați. Mare grijă, învățați să nu mai fiți critici. Primiți dragostea cu apreciere. Iar primiți ca să și știți cum să oferiți la rândul vostru. Pentru că unii cu marcaj în Fecioară au tendința să fie mai critici. Primiți cu apreciere, nu mai criticați. Asta e, primiți orice gest mic, contează. Uneori nu-l primim nici pe acela. Așa că primiți cât de mic și un fulg este important în peisajul general. Altfel, dacă nu vine, e și mai trist. Fecioare, octombrie. Oh, justiția. Steaua. Oh, diavolul. Măi. Patru de spade. Temperanță e bine, e bine, superb. Doi de spade. Opt de cupe. Nouă de monede. Trei de spade. Uf, șase de cupe, frumos. Frumos. Asta ține de un trecut, trei de spade, de care încă nu v-ați debarasat. Ah, frumos, asul de cupe, ce superb, superb. Și renașterea, ce frumos. Da, da. O să vină și dragostea. O să vină și... Dar trebuie să lucrați. Acestea vor veni mai prin noiembrie. Să zic, întâlnirea cu un suflet pereche, cu sufletul vostru, care vă completează. Bucuria de a fi împreună, mai încolo, mai în noiembrie. Acum nu e vorba musai de întâlnire. Poate să conștientizați, să remodelați această relație dacă sunteți într-un cuplu. Dar, haideți să vedem. Central aveți justiția. Că vorbim de balanță. Interesant cum apare balanța în această etalare. Probabil că aveți acolo balanțe. Aveți acolo planete în balanță. Justiția. Central. Dragii mei, simt că vă doriți din tot sufletul că este central să se facă justiție pentru voi, într-o privință. Să se facă justiție, acum că este vorba de o justiție umană, în tribunal, de o separare, de un divorț, de ruperea unui contract, nu musai divorț, că a apărut și 10 de monede, da? De ruperea unui contract la locul de muncă, undeva. Un contract, că asta înseamnă justiția. Și mai presus de toate, dragii mei, contract înseamnă și karmă. Orice contract și de închiriere și de vânzare, cumpărare este karmă. Vă doriți să vă clarificați karma, pentru că în primul, hai să vorbim de karmă și apoi de contract sau dacă eu uit, completați voi, da? Apare karma, justiția, nevoia de dreptate, de echilibru, eventual de eliberare de niște lanțuri. Și repet, diavolul acesta poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în casă, în relația de cuplu, că am văzut 10 de monede, o relație bazată pe nevoi materiale, exagerat de obsedată de stabilitate. Da? Diavolul poate să însemne multe, poate să însemne frică, poate să însemne frici din copilărie, frici de moștenite de la părinți, adicții, multe, egoul cuiva. Imens de multe poate să însemne acest diavol în trecut.
Raportați-l la viața voastră. Central este că vreți să tăiați aceste lanțuri, să tăiați această karmă. Vreți să vă descoperiți destinul vostru. Dar ca să vă descoperiți destinul vostru, trebuie să vă tăiați de acest diavol, să vă vindecați. Aveți două cărți care vorbesc de vindecare. Iar două cărți care vorbesc despre separare, Doi de spade înseamnă și tăcere și separare, dar și nevoia de a judeca, pentru că e vorba de judecată și în tribunal eventual, de a judeca, de a gândi cât mai bine ce trebuie, de a alege corect în viață. Pentru că altfel nu puteți să vă vindecați de o karmă grea din trecut. O karmă foarte grea în trecut. Pentru că steaua înseamnă vindecare, înseamnă speranță, înseamnă credință. Nu aveți acea credință suficient de puternică unii dintre voi cât să înțelegeți că în momentul în care Dumnezeu vă vrea pe un destin, îl puteți manifesta. Patru de spade, în trecutul îndepărtat ați început să vă vindecați. Poate unii să faceți afirmații, poate unii să încercați să vă conectați la spiritualitate, cei care nu prea ați fost spiritual, dar să vă regăsiți oarecum credința. Dar mai aveți de lucru. În prezent sunteți într-un moment de alegeri foarte important. Probabil că nu discutați cu cineva care v-a făcut această nedreptate eventual. Așa vedeți voi, este viziunea voastră. Da? În viitorul îndepărtat aveți, da, îndepărtat aveți temperanța. Am zis că pentru mine, și nu doar pentru mine, și alții care sunt îmbrăcați la aceasta, temperanța este singura care anulează energia negativă a diavolului. Temperanță înseamnă răbdare, răbdare cu voi, răbdarea în procesul de vindecare, răbdarea în a vedea cum se manifestă justiția divină în viața voastră. Răbdare când trebuie să alegeți, nu vă grăbiți când alegeți. Înseamnă echilibru emoțional, înseamnă curățarea chakrelor, înseamnă, mai ales pentru cei care au fost foarte materialiști sau foarte rațional, înseamnă, băi cu sare înseamnă, și cu plante, înseamnă curățarea voastră energetică și emoțională, în primul rând. Emoțională. În momentul în care practicați intens aceste lucruri, aveți șansa să manifestați acest as de cupe. Care as de cupe este ceea ce reușiți să faceți în această lună? Dar e ca și final, să zicem, vindecarea voastră, dragostea față de voi, o dragoste profundă. Evident că poate să fie și o nouă dragoste sau o nouă etapă. Rămâne de văzut cum se manifestă toate aceste mesaje într-un timp, la unii mai repede, la alții mai încet. Dar și în funcție, dragii mei, că vă întrebați, dar de ce nu se manifestă? În funcție și de harta voastră natală. Anumite lucruri se vor manifesta mai mult timp decât la alții. De exemplu, vindecarea poate să dureze la alții, alții poate au început vindecarea mai demult, alții se vindecă, depinde și de planetele lor în casa 6, a sănătății, da? A voastră. Sunt multe considerente. E o etalare generală, luați mesajul ca atare. Sfatul este să vă eliberați, dragii mei, emoțional, să vă transformați, pentru că 8 este casa scorpionului, a transformării, a morții și a renașterii. Lăsați în urmă cupele goale, cupele cu pelin, cupele cu durere, cu dezamăgire. Lăsați-le în urmă, mergeți către nouă și uite că apare asul, zic, vindecarea, dragoste față de voi. Cupa aceasta care este sacră aici, undeva, în cer, uite, formată din stele care apar în cartea, în Arcana Majoră, da? Mergeți către nouă de cupe. Învățați, dragii mei, cu marcaj în fecioară, să vă iubiți, să vă apreciați, să investiți în creșterea voastră spirituală și să renunțați la adicții, la codependență. 10 de monede poate să fie codependență. Stau lângă cineva pentru că așa am fost obișnuit, așa m-am obișnuit că plătim împreună alea, da? Sunt multe și acea familie poate să fie, repet, și mama și tata și eu știu ce. Sau să le dați lor bani,
Și să nu investiți, să zic, în niște cursuri de creștere spirituală. Asta pentru că, interesant, în exterior aveți o nouă de monede. Dacă nu vorbeam de fecioară, aș fi zis că e o fecioară. Pentru că nouă de monede, de obicei, e fecioară. Dar avem Venus, avem balanță. Probabil că e o balanță pentru unii cu aspecte în semn de pământ. Să zicem, dar nu obligatoriu. Poate fi oricine. Da? Rămân la ideea asta. Poate fi oricine. Cine vă influențează? Vă influențează o persoană venusiană, o persoană optimistă, frumoasă, pe care, într-adevăr, o vedeți, îi vedeți și frumusețea fizică, o frumusețe care aprinde multe inimi, dar cel mai important este că acest personaj este echilibrat cu el, este confortabil, este o persoană singură. Și aici este influența exterioară, vă învață, că voi mergeți de la 8 către 9, vă învață cum să vă temperați, cum să vă vindecați și cum să fiți voi bine cu voi, să vă atrageți abundența, succes, da? În fiecare calitate pe care o descoperiți în voi, mai mult sau mai puțin succes, dar să aveți acolo niște reușite. Este o influență exterioară. Probabil că unii dintre voi vă gândiți la cineva care este singur și v-ar place, evident, v-ar place să fiți împreună. Iar asta pentru că la capătul setului de cărți aveți un as de bâte. Este o scânteie. Este o scânteie. Dar scânteia asta poate să fie într-adevăr cu tente. Conotații sexuale, dar poate să fie și cu tentă spirituală, pentru că astfel de bâte poate să fie foarte spiritual. Asta pentru că avem totuși o temperanță. Da? Deci, temperanță, săgetător, leu, berbec, nu contează. Aveți semn de pământ care vă influențează, aveți semn de apă, semn de aer, vi le alegeți. Ce văd? Hai să fac așa o mică întrerupere. Văd balanță. Văd vărsător, văd capricorn, săracii capricorn, de ce trebuie să-i pună la diavol? Nu știu. Așa. Văd săgetător în mod special, dar și berbec și leu. Pești, rac, scorpion. Da. Cam toate zodiile. Am zis și semn de pământ. Toate zodiile sunt. În fine. De ce vă este teamă? Să nu fiți răniți. Dar eu zic că teama, că asta poate să fie și o teamă. Diavolul poate să reprezinte și o teamă. Măi, se vede? Așa. Poate să reprezinte și teama cuiva. Și în acest motiv voi manifestați relații care vă dezamăgesc pentru că vă este teamă. Știți ce vă este teamă? Pentru că ați fost răniți cândva în copilărie. De unii, de alții și ați rămas cu o rană nevindecată, neînțeleasă, judecată, nu e judecată, e justiția. Aveți doi de spade care judecă și mai aveți judecata aici, știam ce zic, da, aveți judecata. Trebuie să învățați să vă vindecați, asul de cupe și temperanța. Neapărat trebuie să vă vindecați de această rană. Neapărat și știu că apare în etalările mele, apare. Nu știu în alte, că nu am timp să le ascult și pe celelalte, dar e o rană veche. E veche. Știu de anul trecut că am putut vorbi de rana asta, pe care încă nu ați vindecat-o, unii dintre voi. Ce vă doriți? 6 de cupe. Vă doriți pe cineva, poate că știți persoana. Nu e obligatoriu să fie peștrac, scorpion, poate să fie orice altă zodie. O persoană cu care vă simțiți foarte conectați unul la celălalt, vă simțiți sufletul unul celuilalt, vă echilibrați, interesant, vă echilibrați cupele unul celuilalt. E o persoană din copilărie sau simțiți că v-ați mai întâlnit într-o altă viață. O persoană care vă amintește de copilărie, care e interesant. Unii dintre voi vreți să renașteți pentru că apare judecata. Vreți să renașteți această legătură din trecut sau e o legătură din trecutul vostru din alte vieți. Vreți să renașteți. Simțiți că intuiția vă cheamă. Intuiția vă cheamă la descoperirea destinului vostru cu steaua. Descoperirea destinului vostru. Dar pentru asta trebuie să munciți și nu doar practic să vă transformați. O transformare practică. E o alchimie aici. 8 de monede. Este o alchimie aici. Însă,
Eu v-am arătat aceste două cărți la 6 decupe, dar de fapt ele vin aici, ca și reușită, să zic, ce reușiți să faceți. Începe să renașteți această dragoste, conexiune spirituală, emoțională pe care o aveți cu cineva, vă vindecă, dragii mei, vă vindecă, vă aduce stimă față de voi și începe să fiți mai blânzi, da? Și să vă înțelegeți cu compasiune și dependențele și fricile și tendințele negative, că toți le avem, da? Și renașteți într-un fel sau altul și începe să vă transformați. Hai să vedem ce alte mesaje mai primiți. Fecioare. Fecioare. O, ce frumos, eteră touch, atingere eterică, atingere eterică. Și falling. Unii dintre voi chiar cădeți oarecum în dragoste, falling in love, așa se zice în engleză, da? Vă îndrăgostiți unii dintre voi, unii, nu toată lumea, așa, după ce ați experimentat această cădere înspre diavol, înspre tentații. Începe să, după această cădere, să simțiți o atingere eterică în preajma cuiva, care vă aduce aminte de copilărie și de traumele copilăriei, dragii mei, pe care trebuie să le vindecați. Unii dintre voi vă conectați și la îngerii voștri protectori, da? Și simțiți această atingere eterică într-un mod foarte subtil, care vă vindecă inimioara, dragii mei. Vă vindecă inimioara asta rănită, rănită de tentații, de frici, de obsesii, de codependențe, de la 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 la, că te-am zis eu până acum, da? Eternal touch. Foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos. Atingere eterică. 2 și cu 7. 9. Iar e o casă spirituală. Iar apare spiritualitate săgetător. Probabil pentru unii să fie personajul și la distanță. Dar apare un personaj care vă inspiră. Steaua este un personaj care vă inspiră. Poate să fie acest personaj care vă inspiră la vindecare. Poate unii studiați și astrologia, cum să vă studiați harta natală și vedeți, of, Doamne, poate apuc și eu să vă spun mai multe despre chestiile astea, viziunea mea, cum să vă manifestați varianta cea mai bună a planetelor voastre. Cam atât, dragii mei, cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut pentru că știu că poate unii așteptați mesaje, dar dacă vă întâlniți cu X, cu Y, cu iubitul din copilărie sau cu tentația de care nu v-ați eliberat încă, probabil că așteptați genul ăsta de mesaje, dar totuși, eu zic că cel mai important este că suntem în 2020, ne pregătim de un an și mai greu, 2021, pe care trebuie să-l întâmpinăm puternici, sănătoși, măcar emoțional și spiritual. Măcar emoțional și spiritual și în conexiune, dragii mei, cu îngerii și cu divinitatea, ca să facem față acestei, dragii mei, renașterea asta pe care o practicăm toți sau trebuie să, prin care trecem toți la nivel personal, se manifestă și la nivel colectiv. Deci, cam aceasta este talarea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!